Salutare, dragi peresani, și bine v-am regăsit la un episod de Minecraft Skywars, dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-ai apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri, e bine, fraților, revenim în forță cu un episod din seria voastră preferată de Skywars. Astăzi, bineînțeles, ne aflăm și de această dată pe Pixel și am văzut că a scăzut destul de tare numărul de jucători pe Skywars. Nu știu de ce, sincer, a scăzut Minecraft în general și nu înțeleg de ce. Eu cred că am și găsit o explicație, să zicem așa, pe Skywars, pentru că sunt foarte mulți mai nou care își cumpără cu un premium, știi, doresc să joace și văd că pur și simplu sunt o felul de specimene pe Skywars-ul ăsta, adică na, e nasol într-un fel și eu la un anumit moment dat, asta e mai bună, la un anumit moment dat aș vrea să mă las de Skywars, pentru că efectiv nu-i mai suportam pe ăștia. Lasă-l acolo. Ha, nu. Oh, nice. Ha, n-am murit. N-am murit. Bună, bună. A, ce am făcut? Ce am făcut, fraților, big like pentru faza asta, am pus mare bloc latch și după am bătut-o. Trebuie să mă vadă careva, să mă pingă în void, că ar fi nasol după. Mamă, ce bloc latch frumos am pus, frate, adică big like pentru faza asta, faza respectivă, să zicem așa. No, bun, hai să vedem. Văd că cineva e la mid, adică sunt mai mulți la mid și nu știu dacă o să-mi ajungă blocurile. Mamă. Aș folosi o perlă, dar... Cred că o să stau aici. O să iau bătaie oricum, adică dacă n-au luat iteme de la mid. Uite la el! Ăsta, de unde a apărut fratele meu? Normal, că vine ăsta la cleanup. N-ai ce să faci! Cred că nici ăla n-are ce split. Hei! Amici, vezi că... Te-ai dus. Da. S-a dus băiatul, i-am dat criticală. Sărac. Ok, cred că pot să fac săritura. Da, am făcut-o cu Bihop. Bihop frumos, trebuie să recunosc. Bă, dar bă, iarăși sunt de ăștia care sparg gesturile. 3. Hai de capul meu. Ce copii. Ce copii, fraților, există în lumea asta. Dar oare unde sunt jucătorii, bă, băiatule? A, uite că mai am blocuri. Ok, o să-i fac o mică surpriză tipului ăsta. Dacă tu ai furat acestele, ești rip. A, nu a furat asta acestuile nici bine, dar măcar am făcut rost de chest plate și de boots. Nice. Aoleu, dar ce praf era la PvP, adică nu m-a nimerit deloc. Ok, îl văd pe încă un tip. Uite aici, nu a fost nimeni? A fost. Hai să vedem, fraților, ce facem în continuare. Avem două kill-uri până în momentul de față. Uite, mai văd pe încă unul. De ce tați toți? Bă, dar ce cu schemele astea de nablez, bă, băiatule? Acum, serios, dacă nu. De ce ai face asemenea chestii? Mane. Do you know the way? Salut! N-ai cum să-l bați pe ăsta, n-ai cum, efectiv. Oh, lol! Nice, fraților. 3 kill-uri, hai că e bine. Asta da și refill-ul. Mamă, trebuie să am grijă, pentru că mai sunt încă 2 pe jucători, mamă. Aolo, nu!
Aoleu, ce nu mai asigeți? Rip. Sunt rip. A, e proprie de asta. Mamă, nu! Ah, GG, m-a văzut, dar oricum 3 kill-uri, nice. Aia, frate, o să mai întâmplă. Ce vrei, Nasax? Ești tu pro player? Nu! Se pare suspect să-i dai report. A, mai sunt doar eu cu unul. Du-te, bă, dar uite, e lag pe server, ați văzut? Mamă, cine mă joc aici? Hai că vii tu pe mine, man, adică uite e la el, dar n-am înțeles. Nu! S-a dus? Nu mă spune că are rodul ăla. Coaie! Tocmai ce spuneam, își trăiește viața aici pe Minecraft. Își trăiește viața aici pe Minecraft, uite, tocmai ce spuneam. Uite ce proze, coaie. You are the best idiot. Uite, 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 altul. Uite, 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 ce spuneam. Uite-l, uite-l, uite-l. Nu, nu, uite mai ce spuneam. Uite-te și tu, joacă-te, bă, ce-i cu serverul ăsta de căcat? Uite-l. Nu te cred, nu te cred, nu te cred așa ceva, nu te cred așa ceva. Trece încoace în casa și mâine copil cordit. Că numai cordiți sunt pe serverul ăsta, numai cordiți. El. Na. Uite-l el. Mamă, are coda de ești nebun. Ești tu pro player, ești nebun la cap, ești tu pro player. Nu spune că stă și campează aici. Nu, nu. Noob! Uite, 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 uite cum își trăiește copilul viața, uite cum își trăiește copilul viața, uite, 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 are și Laura. Uite, uite la el, uite la el, nici nu te poți înceanta măcar. Uite, bă, băiatule, nu-i, uite-te și tu, uite-te și tu. Fraților, cam ăsta a fost episodul, eu sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați butonul de like, o să mai jucăm probabil, dar urmă ce eu efectiv nu mai pot, deci sunt răpus de putere, efectiv, nu mai am putere, nici să văd nu mai pot, efectiv, nu știu, nici, abia ridicam mâna să... Nu știu, chiar o să rămân, probabil v-am spus, am rămas deja traumatizat după episodul ăsta de Scrawlers. Adică ați văzut și voi ce s-a întâmplat pe parcursul lui și prea, deja devine prea, prea ciudat. Bun, hai să vedem. Perfect. Uite la el, uite la el, uite la el, dă-te.